Lume dragă, lume bună, iară suntem împreună de data aceasta la o ediție cu totul și cu totul specială, cu invitați numai unul și unul. Să vedeți ce v-am pregătit în această seară. Timp de 3 ore vom fi împreună cu invitații mei frumoși veniți din inima Bucovinei și dacă o să dea colegii mei o imagine de ansamblu, dar încă nu dezvăluim, o să vă dați seama despre ce minunați copii am aici în platoul emisiunii. Ei sunt cei care vor duce mai departe tradiția, obiceiurile, cântecul popular. Astăzi ne vor cânta, ne vor încânta inimii, dar eu zic așa, cel mai bine să stăm de vorbă cu coordonatorul acestui minunat grup, cu Cassandra Răcar Boca. Bine ai venit! Hristos a înviat și bine v-am găsit! Ne mai țucăm o dată? Da, sigur că da! Ne mai țucăm o dată și te invit aici lângă mine să stăm cu fața la telespectatori și să ne vadă toată țara din Constanța în Timișoara, pentru că tu astăzi mi-ai adus în platoul emisiunii valori. Sigur că da, copii talentați din inima Bucovinei, copii care reprezintă localitatea Cașvana, Botoșana, Poien Solca, Solca, Costâna, reprezintă școala de muzică pe care am înființat-o, Music and Art School, în Cașvana. Sunt copii extrem de talentați și cuminți. Of, Doamne, dar mie mi-ați umplut sufletul de bucurie numai când v-am văzut. Și să știi că și telespectatorii din fața micului ecran sunt foarte încântați și nerăbdători să-i asculte pe acești minunați copii. Ei sunt grupul vocal Stejărei. Și bineînțeles că astăzi vom face o călătorie, după cum v-am spus, prin toată Bucovina. Sigur că da. Și cu ce începem, Cassandra? Începem cu două melodii reprezentative Bucovinei. De pe plaie bucovinean și șezătoarea, așa se intitulează. Eu zic să nu-i mai ținem pe telespectatori așa cu inima la gură. Haideți să dăm drumul la muzică, joc și voie bună chiar acum. Grupul vocal Stejărei!
Rădăcina noastră este România, așa ne-au cântat stejăreii noștri. Casandra, într-adevăr, sunt minunați. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Vă mulțumim. Atât ție. Și felicitări și tinerilor noștri. Sigur care că da, meritele sunt ale lor. Ei, ale lor și, nu în ultimul rând, ale părinților, pentru că știți cum e, în fiecare proiect părinții se implică și vă mulțumim, dragi părinți. Sunt acolo, în spatele camerelor, de fiecare dată, cu câte o poză, cu câte un zâmbet, cu câte un gest, ne încurajează atât pe noi, cât și pe acești minunați copii. Casandra, noi avem aici o tânără interpretă. Își face debutul la noi la emisiune. De fapt, toți își fac debutul la noi la Etno. Da, sunt pentru prima dată. Și sper să le purtăm noroc. Și o avem pe Simona Moroșan, care este pregătită. Uite-te ce serioasă este. Ești pregătită, draga mea? Dă din cap. E pregătită, e pregătită să ne cânte. O invităm, o invităm să ne cânte care emoții. Și apoi poate vorbim și cu ea, nu? Cine știe? Simona Moroșan. Simona Moroșan, la numai 6 anișori, felicitările noastre, ai cântat foarte frumos, sunteți foarte talentați cu toții, v-am ascultat așa pe câțiva dintre voi cântând în grup, uite și pe Simonica, acum a venit momentul ca Sandra să-i punem și la dans, ce zici? Sigur că da, invităm pe dansatorii Muguri de Stejar să vă demonstreze o suită de dans din zona Bucovinei. Hora Câmpul Lungului, Ciobănașul și Trandafirul. Ansamblu Muguri de Stejar chiar acum va dansa pentru dumneavoastră. Sunt frumoși, talentați, să-i urmărim! Așa-i hora, hora mare, hora cum nimeni nu are,
șa-șa. Hop, șa-șa. Hop, șa-șa. Hop, șa-șa. Ansamblu Muguri de Steja. Ia uite-te, noi am intrat aici, am vrut să dansăm și noi. Am intrat în horă, dar văd că ați terminat. Haideți să continuăm cu o altă hore, cum se zice la noi în Ardeal, dar pe la voi, pe la Bucovina, cum se zice la hore? Horă. Horă? Da. O horă și oare următoarea noastră invitată, tânără și frumoasă, Elisa Ureche, ne cântă o horă? Sigur că da. Hai, Elisa, alături de noi. Ești pregătită să ne cânți? Da? Atunci, scena îți aparține, noi te ascultăm. Îi dăm și microfon. Sigur că da. Ia uite, Elisa, muzica! Că-i sărbătoare, tararairam, diri, 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 dira. Și să face horă mare, tararairam, diri, 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 dira. Am să iau și un scripcar, măi, să le cânt la gospodar. Hai să cânt, să sunt veselească la hora și bucovinească, măi. Hora asta-i bătrânească, tararairam, diri, 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 dira. Gospodarii s-o pornească, tararairam, diri, 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 dira. Mă prind și eu lângă ei, măi, câz cu morenii mei. Dar mă prind în hără și eu, că mi-i drag cu neamul meu, măi.
dragi telespectatori, din scurta pauză de publicitate, sper că atmosfera în căsuțele dumneavoastră este una fantastică. Aici este joc și voie bună. O am alături pe Cassandra, pe colega mea, frumoasă și talentată. Și încă o dată îmi vine să-ți spun felicitări de fiecare dată. Mulțumesc! Pentru că faci lucruri mărețe. Și acum îi rugăm pe telespectatori să-și îndrepte atenția spre alți tineri talentați, frumoși. Începem așa cu Alexandra Toderaș. Sigur că da, un copil talentat cu multe premii. Vino aici lângă noi, așa, Alexandra, ca păi le punem pe toate la cântat, nu? Le prezentăm, hai să o prezentăm și pe altă interpretă din aripa tânără, Anda Babi. De exemplu, Anda Babi are tot 8 anișori, te așteptăm aici lângă noi. Ia uitați-vă, aplaudați-o! Sunt atât de frumoși! Aplaudați-o și pe Alexandra! Și pe Miriam Lucan. Miriam Lucan, tu ai tot 8 anișori, așa-i? Da, și Irina Gheață? Care e un pic mai măricică, 11 ani! Speranțele muzicii populare românești. Și eu zic așa, să rămâneți aici. Rămâneți aici, da? Pentru că ne cântă așa, în ordinea numerelor de pe tricou, cum îmi place mie să spun, Alexandra Toderaș, poți să faci un pas în față, să ne cânți. Apoi o să ne cânte și Anda Babi, Miriam Lucan, Irina Gheață. Muzica! Ciobănașule, să-i doi când mândri și mari, măi ciobanii mai, pentru lupii cei tâlhari, măi ciobane, ciobănel. Să-i doi când mândri și mari, măi ciobanii mai, pentru lupii cei tâlhari, măi ciobane, ciobănel. Că aripa de au ai multi și de lup trebuie păzâti. Ciobănașule, și-și pune badea Ilie, măi ciobanii măi, flori de colț la pălărie, ciobănașule. Ce tinioară la cură, măi ciobanii măi, sunt suflet dragostea mea, măi ciobane, ciobănel. Ce tinioară la cură, măi ciobanii măi, sunt suflet dragostea mea, măi ciobane, ciobănel. La izvor cu apă dulci, badea meu din flori. S-alunge stihili, măi ciobanii măi, să-l găsească mândrili, ciobănașule. Să s-audă lângile, măi ciobanii măi, cum îngână oile, măi ciobane, ciobănel. Le îngână încetişor, măi ciobanii măi, să mă duc pe urma lor, măi ciobane, ciobănel. Nu mai să uiți diamarce, hai de sus, o pingă sus. Dir, 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 ia că te zua s-o dus. Să de-o palmă colbui pus, hai veniți la joc și voi. Dir, 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 dacă vă place din noi. Dir, 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 noi în oră vă primim. Pe pământul să-l bătușim, să jucăm care cum știm. Că nu știm cât mai trăim, mă. Da, hai
hai da hop și iar hop. Dir 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 dir, uite scaf în zuca în pom. Nici un pic nu sta pe loc, că eu când mă prind e joc. Dir 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 dir, ați zici colofă, mântu foc. Un dica ches nordicol și-apoi când mă învârtesc. Dir 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 dir, tare li nu mă gândesc. Dir 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 dir, s-ar străi trâli pe miri. Răul ducă să-mi pusti înapoi să nu mai vii. Acolo vezi să rămâie. Dar ia uitat-l pe Mitruțu. Dir 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 dir, ia că te joacă discuți. Că papucii sunt druți, eu rup la horă jucând. Dir 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 dir, ia că-l ditrezi-l în rând. Joacă cu mândruța în gând, că omul care iubești. Dir 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 dir, jucând orul și-o stoiești. Dir 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 dir, scutură pământul patit. Și strigă cât poate de cuză și până noapte de iudă cămașa-s pati. Dar voi feșori deși mai stați un tir dir 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 dir. Așa și gardul răzămasul ia fuga la joc intrat. Și bătuta dă și dă-i tir dir 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 dir. Mai cu focul ne bădă-i unde jocă și scânde-i. Hai pământul să-l bătem tir dir 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 dir. Și direli să-l uităm tir dir 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 dir. Sărac sumănelul meu, îl l-a purtat tătucă meu măi. Îl l-a cruțat și l-a pus bine și-am uiat cătă-l pe mine. Să mă fudulesc la lumii și numai așa. Măi, bădiță, măi, hăi, mne sare clacă în sat. Ba de bădișor și nu știu ce-o să mă fac. Măi, bădiță, măi, hăi, la cusut eu nu știu leac. Ba de bădișor, la țăsut eu nu știu rândul. Măi, bădiță, ba de hăi, la jucat-s cu măi vântul. Ba de bădișor, nu știu lâna pune-n fus. Măi, bădiță, ba de hăi, da bună de gurăs. Ba de bădișor și la țăsut eu nu știu rândul. La jucat-s cu măi vântul. Coasă, măi, bădiță, măi, hăi, eu știu că-s fată frumoasă. Ba de bădișor, dar și dacă nu știu țasă. Măi, bădiță, măi, hăi, că la poartă stau roșesă. Ba de bădișor, și ne-o dat mama Catrință. Măi, bădiță, ba de hăi, și bunică o bundiță. Ba de bădișor, și-o căme, și-o pupui mulți. Măi, bădiță, ba de hăi, că de la rămân măcruți. Ba de bădișor, hai și mi-o lua mama Catrință și bunica o bundiță, măi. Lucru, măi, bădiță, măi, hai, eu-s făcută ca să cânt tu. Ba de bădișor, urâtile lasă coasă. Măi, bădiță, măi, hai, și deșiude să bocnească. Ba de bădișor, că te-ți flăcăi din sat. Măi, bădiță, ba de hai, mă îndeamnă la jucat. Ba de bădișor, iar ele e tâmpli. Măi, bădiță, ba de hăi, o rămas cu babili. Ba de bădișor, hai șușe dacă nu știu țasă. Hai că la poartă stă vroșesă. Hai dașe dacă nu știu coasă. Hai m-a făcut mama frumoasă. Măi, bădiță, bădișor. Thank you.
fatal pa la pământ și cu badea să mă vârt. Zi mai iuti scrip căraș, tot așa după dobaș, cam un joc și pari bine, să uite lumea la mine. Zi mai iuti scrip căraș, tot așa după dobaș, cam un joc și pari bine, să uite lumea la mine. Fii bă, tu ti trofa trof, fii apășe țuțări din loc, mă! Dobașar să nu greșești, din joc să mă oprești, că din mă pornesc la joc, opcincuțelii au foc. Dobașar să nu greșești, din joc să mă oprești, că din mă pornesc la joc, opcincuțelii au foc. Că trizelii n-am ușit și din joc m-am pregătit, am străie frumos cu sutii, cum se poartă bila munti. Că trizelii n-am ușit și din joc m-am pregătit, am străie frumos cu sutii, cum se poartă bila munti. Îs micuță la statură, dar la joc fulgire tună, mă! Și eli ca și lea tinerelii, de parte stau babili și-și dau cu coatili. Ar vrea să joace și eli ca și lea tinerelii. Când erau așa ca mine, jocul știau tare bine, vremea bună li s-au dus, am uzi de fuioși și-au fost. Când erau așa ca mine, jocul știau tare bine, vremea bună li s-au dus, am uzi de fuioși și-au fost. Când la lume și pitrec, căzălile eu te trec, mă! Așa pe mine, pisul mână, el mă vârte, poate vrea să mă sărute. Mă joacă bădița, vine, udă-i cam așa pe mine, pisul mână, el mă vârte, poate vrea să mă sărute. Cătricioară zboară-n vânt și colbiesă din pământ, așa joc mai rar videți, strigați fete și băieți. Cătricioară zboară-n vânt și colbiesă din pământ, așa joc mai rar videți, strigați fete și băieți. Hai da iară mai scripcarii, să iasă foc și văpaii, văpaii de scripca ta. Și foc din obcinca mea, frumos mă joc în badea. Bravo! Aplauze furtunoase! Felicitări, felicitări, fetele noastre frumoase, încă o dată, felicitări. Puteți să intrați și voi în horă cu colegele voastre, prindeți-le de mânuță, pentru că urmează un moment de dans în continuare, dragi telespectatori. Ne vor dansa o bătrânească și oare cine ne va dansa chiar acum? Ansamblu Muguri de Stejar. Cassandra, îi lăsăm să ne danseze, nu? Sigur că da, este o suită de fete, pentru fete, specifică fetelor. Așadar, le lăsăm să vă demonstreze ceea ce au învățat. Suită de fete! Și ceea ce duc mai departe. Ia, dragi telespectatori, să... haide, Cassandra, să ne retragem și să le lăsăm pe fete să danseze, chiar acum. Haina, haina, șoc, jucă!
Un dans specific Bucovinei, bătrânească. Casandra, eu am aici, uite, am rămas cu o straiță. Și eu la fel, am primit de grijă de la părinți, de la mămici mai exact, să le dau traista fetelor, că aici sunt roadele muncilor și aici trebuie să le adau. Aici au adunat toate cântecelele? Da, fără ele nu pot cânta. Păi asta cu e, de exemplu? A cui e straița asta? Cui? Cine și-o recunoaște? Hai, vino după ea! Și mai am două. Cine își recunoaște straița? Așa, bravo, bravo. Dar oare cine este Daria Rusu? Chiar tu ești? Vino aici cu straița ta, pentru că trebuie să ne cânti, Daria. Am un bat de ciobănaș, hopa. Câți anișori ai tu? 7 anișori, vorbește în șoaptă, pentru că ele au emoții. Își păstrează vocea pentru cântat. Pentru cântat. Mergem atunci mai departe la Elisa Știrbu. Da? Tu câți anișori ai? 9 anișori. Să știi că acolo în spatele camerelor cineva vă privește și pe tine și pe tine. Să știți, dragele mele. Dar o privește și pe Anastasia Kindri. Măi, dar toate aveți straiță. Straiță, așa se zice la Bucovina. La noi traistă. Traistă? Traistă. Am înțeles, e puțin așa. La noi în Ardeal se zice într-un fel, în Bucovina se zice în alt fel. Să știți că până la final trebuie să-mi cântați ceva din Bucovina, așa, cu cucu. Mi-ați promis, da? Da. Dacă nu-mi cântă doamna profesoară. O prezentăm și pe, pe Casandra. Da. Pe Casandra e aici lângă mine. Casandra, vreau să te întreb așa. Tu ai o școală de muzică. Da, sunt fondatorul școlii de muzică Music and Art School din Cajvana. Așa, și câți copii ai tu la școală? Pe la toate cursurile 100 de copii. 100? Da, poate și mai mulți. Azi ai venit cu câțiva dintre ei. Da. Data viitoare promit că vin cu ceilalți. Dragi telespectatori, Casandra are... Poți să zic câți ani ai? Nu zic. Da, spuneți. Hai că nu zic. No, câți ani dați Casandrei? No, spuneți dumneavoastră, vă las așa să ghiciți până la următoarea intervenție. La următoarea intervenție le spunem telespectatorilor, dacă nu-i secret. Nu-i secret. De asta vreau să le spun vârsta ta, pentru că ești foarte tânără. Deci pari un copil, uite, printre copii. Acum nici înălțimea nu ține cu mine și... Sufletul ți-e tânăr, așa că și tu ești tânără și la chip, și la suflet, și la voce, și la zâmbet. Și încă o dată felicitările mele. O să ne cânt și tu puțin după ce ne cântă talentatele noastre fete, pentru că ne-ai pregătit și tu ceva acolo special. Cu mare drag, da. Dragi telespectatori, haideți să ascultăm interpreții noștri frumoși.
să spun mele tale, pe imaș cu floricele, să aduc gândurile mele. Am să trec pe roș și vale, să-ți găsesc urmele tale, pe imaș cu floricele, să aduc gândurile mele. Să aduc și o sărutare, Badea ciobănaș, ca să și e alinare ciobănașule. Să aduc și o sărutare, Badea ciobănaș, ca să și e alinare. Să deie drumul la gură,
Și din gură a cânta, hai că de-așe!
las și strânsul fânului pentru jocul satului. Mă grăiesc veșinile că nu știu avarui. Las să râdă să grăiască că nu fac cu ele casă. Mă grăiesc veșinile că nu știu avarui. Las să râdă să grăiască că nu fac cu ele casă. Mă prind și eu ușorel și mă învârt ca un spârniel. Ni o dăgă mi-așa în spate, poalele mi sunt glodate. Dar eu tot m-o-i învârti până rup popcișile. Ni o dăgă mi-așa în spate, poalele mi sunt glodate. Dar eu tot m-o-i învârti până rup popcișile. Leșinii joacă o patrunioască, n-a cazut să nu-l palească, mă! Hai flăcăi să chiuim, pământul să batușim. Să jucăm după scripcar, nici pre iute, nici pre rar. Ușurel și apasa, cum îi din bătrân la sat. Cine joacă și horește, grijă-li în ocolește. Bătrâneasca-i de la munte, pentru gospodar de frunte. Că trăiesc, nu stau pe sacă, că viața-n-i tare drag. Cassandra Răcar Bota, felicitări, o voce suavă, o voce frumoasă, bineînțeles. Doamna profesoară, eu am vrut să-ți spun domnișoara profesoară, dar când am auzit că ai și o fetiță acasă, câți ani are să-ți trăiască? Vă mulțumesc, 2 anișori. 2 anișori, o scumpete. Cred că o să meargă și ea pe drumul cântecului popular, nu? Da, sigur că da, la cum cântă acum, nici nu mă îndoiesc. Da? Cântă, cântă la 2 anișori, dar să vezi cum o să cânte când o să fie ca tine, ca mămica. Doamne ajută! Da, foarte frumos. Eu zic să mai dansăm puțin așa cu ansamblu Muguri de Stejar. De data aceasta, cred că o să fie grupa mare. Da, vor fi copii mari. Copii mari, da. Deci vor ieși cei mici și vor intra cei mari. O bătrânească, din nou un dans specific, avem Ilenuța și Ruseasca. Apoi o invităm și pe Andreea Grosar să ne mai cânte un cântecel frumos, așa tot din zona din care vine. Și Cassandra, ce poți tu să ne mai spui despre școala ta frumoasă? Pot să vină și mai mari sau numai copii? Sigur, începând cu vârsta de 3 ani, 18 plus. 18 plus? Sigur că da. Adică, uite, de exemplu, dacă avem o bunicuță în fața micului ecran și vrea să vină la tine la școală, o primim? Sigur că da, dacă vine cu dragoste de cântec și joc, cu mare drag o integrăm în grup. O primim și pe bunicuțe, așadar, bunicuțe și bunici, surioare, frați mai mici, veniți la Cassandra pentru că ea vă pregătește în cele ale muzicii populare. Să vedem dacă au venit fetele, dacă au venit grupul. A venit întreg grupul? Da. Sunt doar 4 fete? Și băieți. Și băieții dar unde sunt? Dar vin și ei. Când vin? După fete. A, după fete? Păi atunci să le invităm. Deci o suită de dansuri, dragi telespectatori, ansamblu Muguri de Stejar, 4 fete, eu am crezut că în ansamblu sunt mai mulți membri, dar începem cu fetele și după cum vă spune Cassandra, vin și băieții pe parcurs. Yeah.
și tine nu-ți făr. Nu mă duc mai din vânt. Aile-ai zapașe, tine nu-ți făr. Care ochii cu iomeni. Aile-ai zapașe, tine nu-ți făr. Soarele frumos lușește.
felie cu oameni de omenie. Astăzi ne-ați încântat sufletelul, Cassandra. Voi, talentații, dansatori, cântăreți, de fapt tu ești vinovată. Tu ești vinovată de tot ce s-a întâmplat până acum, de la ora 17 începând. Și doamna Laura Haidou are o parte din vină, pe care o salutăm și o pupăm, o îmbrățișăm cu drag. Cu mătra mea, cred că e acum la spectacol la Roman, pentru că are acolo un eveniment foarte important, îi urăm succes și o așteptăm și pe ea la Etno TV. Dacă nu, vin eu la voi, că nu scăpați de mine. Vă așteptăm cu mare drag. Vin Cassandra, pentru că îmi place foarte mult ce am văzut și ce am ascultat azi. Și cu siguranță vom mai colabora. Dacă v-ați simțit și voi bine, bucuria mea este cu atât mai mare. Cassandra, eu îți mulțumesc tare mult. Încă nu s-a terminat emisiunea, doar că mai stăm și noi de vorbă, nu? Așa este. Noi vă mulțumim din suflet. Sperăm că v-am bucurat și că am adus aici la dumneavoastră o mică părticică sau o bucățică din Bucovina. Cu siguranță că ne-ați umplut inimioarele de bucurie, atât nouă, cât și telespectatorilor din fața micului ecran. Le avem pe fetele astea frumoase aici lângă noi să le și prezentăm. Nectaria Savu, în stânga mea, și Luiza Mitropan. Ele ne vor încânta cu câte un cântecel, dar mai apoi... Spune! Da, vreau ca înainte de a cânta fetele, să îmi laud puțin puii. Te rog. Sunt copii talentați, cu o mulțime de premii în spate. Și pentru că roadele muncilor încep să se cunoască, pe data de 14 și 15 iunie vă așteptăm la Torino, la Festivalul Internațional. Aveți acolo prestația artistică? Eu v-am spus că am copii talentați și ați văzut și dumneavoastră. În toate colțurile lumii, dragi telespectatori, Doamne, felicitări încă o dată și e bine să-i aveți, pentru că ei știu să-și cânte, știu să-și danseze, sunt talentați, frumoși și au o energie foarte bună. Asta e cel mai important. Eu m-am simțit minunat cu voi. Am luat așa din energia voastră bună. Asemenea și noi. Mulțumesc! Ansamblu Muguri de Stejar ne vor dansa, membrii ansamblului Muguri de Stejar ne vor dansa puțin mai târziu după ce ne cântă fetele și apoi spre final mai aveți încă o surpriză. Spune-ne tu despre ce este vorba. Grupul vocal Stejăreii în mare parte s-au lansat cu o piesă care nu este tocmai din folclor autentic. Așa. Se numește Cât trăim pe acest pământ. Versurile sunt de Nicolae Dabija, da, din Basarabia. Pe această cale o salutăm pe distinsa doamnă pentru că ne-a dat acordul și acceptul. Și chiar am fost invitați și de către ea, în persoană, la un spectacol organizat în memoria lui. Pentru că, din păcate, el nu mai este printre noi, dar ne-a rămas poezia în suflet și în gând. Frumos, frumos că duceți mai departe versul și cântecul. Și grupul vocal Stejăreii, împreună cu tine, Cassandra, la final ne veți interpreta acea melodie care, de fapt, vă reprezintă. Sigur. Bine, dragi telespectatori, eu zic că ne rămâne să-i ascultăm, să-i urmărim și să ne bucurăm sufletelele până la finalul emisiunii. Să când gospodarilor bătrânească-i joc vestit, toți la
Asta-i bătrânească veche, pe lume n-are păreche, și străbunii o jucat-o, amu eu am învățat-o. Frunzășoară din cărare, ăsta-i jocare cătare. Ram diri 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 diri.
Didira. La loc și la voie bună, uită-te lumea să adună, dă-te omul la veselie, că așa îmi place mie, ia ca așa, așa, așa. Cât părinții vine sunt, mai exact.
Dumneavoastră am avut și vom continua cu același vibe bun, cu muzică bună, cu dansuri populare. Tradiția românească nu va pieri niciodată pentru că e pe mâini bune. Înainte de a trece mai departe și a vă prezenta așa ansamblu pe care l-am aici alături de mine, vreau să vă anunț, dragi telespectatori, că de la ora 20 puteți să urmăriți emisiunea Aducător de Bucurie cu preotul Emilian Prodan. Așadar, după ce terminăm noi jocul și voia bună, o să puteți să-l urmăriți pe preotul Emilian Prodan cu emisiunea lui frumoasă. Haideți, dragilor, să mergem mai departe și să vă prezint. Vă dezvălui pe cine am eu are aici alături de mine. Inima îmi crește de bucurie când văd băieți și fete talentați, frumoși și mai mult de atât, să știți că au un profesor care se dedică în totalitate în tot ceea ce face. Este vorba despre ansamblu Stejarul din Cașvana și profesorul domnul Iulian Totu. Bine ați venit! Hristos a înviat! Adevărat bine v-am găsit! Ce faceți? Mi-ați adus acești minunați, talentați, doamne, doamne! Când îi văd așa cu cojocelele astea, mă gândesc așa că vin sărbătorile! Ne bucurăm să fim astăzi în platoul la dumneavoastră.
Ei sunt membri ansamblului Stejarul din Cașvana. Eu sunt coordonator al acestui ansamblu din anul 2003. Ansamblu are o vechime mult mai mare, fiind ramura tânără a Societății Culturale Stejarul, înființată în anul 1907. Portul popular, după cum vedeți, este autentic, cu frunza Stejarului. Denumirea ansamblului este legată de Stejarul multisecular din Cașvana, un stejar care, datat cu carbon 14, are o vârstă de circa 850-900 de ani. Una din legende este legată de Marea Invazie Tătară din 1241-1242, când cei care au trecut hoardele nevălitoare pe aceste meleaguri au omorât mare parte din locuitori, iar cei care au supraviețuit au săpat o groapă adâncă, i-au îngropat, iar ca semn au pus un stejar. O altă legendă este legată de Ștefan cel Mare, care a poposit la umbra acestui stejar în anul 1476, când se întorcea de la Sfat, de la Daniel Sihastru, și a mâncat caș din vană, de unde vine și denumirea localității Cașvana. Deci, sunt mai multe legende, pe scurt, două dintre cele mai importante, de aici și numele ansamblului Stejarul sau grupurilor pe care le-a prezentat mai devreme colega Casandra Răcar. Deci ei sunt stejarul, dragi telespectatori, și ați văzut de unde se trage numele de stejar. Și aveți așa rădăcini adânc înfipte și veți avea, bineînțeles, mulți ani de aici înainte și veți dăinui. Sperăm. Ei sunt, majoritatea sunt membri ai Liceului Tehnologic Ștefan cel Mare din Cașvana, care duc mai departe datinile, obiceiurile, tradițiile, semn că la Cașvana tradiția este pe mâini bune. Ne-ați prezentat și o scurtă legendă, una dintre legende, da, că după cum spuneați dumneavoastră, sunt mai multe. Și acum nu ne rămâne decât să-i urmărim și dansând, pentru că ați pregătit o suită de dansuri bărbătești pentru început. Pentru început, membrii ansamblului o să vă prezinte suita de dansuri bărbătești, formată din dansurile șchioapa, moroșanca, ciupărușa și cureaua. Să-i urmărim cu mare atenție și interes pe membrii ansamblului Stejarul din Cașvana! Șoșonie, bine că-mi place mie, doi! Mă rup și țup înapoi! Mă rup și țup, păi te, una! Două! Pătri și tirișești! Pătri și mai sunt două! Două mai e una! Păi iarăși dau! Una! Două! Pătri patru lișești! Patru mai sunt tine! Pătri și mai sunt două, pă două mai e una, pă iarăși dă, pă una, pă două, pătri și-o stat amul deodată, mai mândruță mare lungă, să-ți fărești doi și furcă, în mijlocul lung puțin, să-ți o plătă pur puțin. În mijlocul totului, plătare fitorului. Mai lung și țup înapoi. Mai lung și țup, băi, de una. De două, plătii și șiși bișești. Băi, șiși mai sunt patru. Băi, patru mai sunt trei. Plătii și mai sunt două. De două, mai e una. Băi, iarăși dă, pe una. La șase mai sunt cinci, la șinci mai sunt patru, la patru mai sunt cinci, la trei și mai sunt două, la două mai e una, la iarăși dă, la una, la două, la trei și asta dă mult odată.
pe două, cea pe trei și roții. Privește-mă și domnul, că dați mără, că și înainte mă tot drum. Că mă rășa ieți un păscut, că asta la mără mă bun. Mă vină că să ne curând și-ți mă limpeză din jos. Bravo!
Interesant dansul acesta cu cureaua, domn profesor. Am crezut că mă iau băieții la bătaie și pe mine. Nu, nu. Numai cei care nu sunt gospodari harnici. Puși la urmă și articulați. Aceia sunt articulați. Așadar, dragilor, acolo în Bucovina, dacă nu vă vedeți de treburile casei, dacă nu sunteți gospodari, să vedeți ce curele... ce faceți cunoștință cu curelușa. E, așa, e foarte interesant dansul acesta. E din Moș Strămoș, nu? Da, da. El mai este... sus microfonul să vă auziți. E, o parte din locuitorii orașului Cașvana se trag din zona Bârgailor, iar acest dans este specific și în acea zonă. Chiar l-am văzut la o emisiune cu mulți ani în urmă filmată. Și o parte vin din zona Maramureșului și la fel avem unele dansuri Moroșanca prezentată de băieți. Deci... localitatea este alcătuită din oameni gospodari, dar oameni care au venit și din alte zone, nu doar din zona Bucovinei. Foarte interesant să știți că o să venim odată să filmăm niște tradiții. Chiar vă așteptăm cu drag. Inimile telespectatorilor, pentru că mie îmi plac și cu siguranță o să fie foarte interesante și pentru sufletelul celor de acasă. Domn profesor Iulian Ciotu, ați văzut că ne mai dă așa, ne mai dezvăluie câte un secret din tradițiile locului, dar după ce am vizionat și am ascultat un dans, eu zic că să trecem la, și la interpreți, să-i prezentăm și pe ei, dar cu siguranță mai au și de dansat, nu? Cei din ansamblu. Da, în continuare un dans mixt, ciobănașul, continuăm specific, cu dans. Da, și după aceea continuăm și cu soliști. Păi să-i invităm aici, pe Gheorghe Bârgăoan, care ne va cânta ceva specific din Bucovina. Bine ai venit! Am înțeles că Gheorghe vrea să salute pe cineva de acasă. În această seară aș dori să-mi salut părinții, surorile, bunicii și pe domnul profesor Marius Ochiță. Așa, să se bucure cei de acasă. Apoi Miruna Moroșan. Miruna, uite ce Miruna frumoasă este și Miruna. Membră dansatoare Miruna, și solistă. Pe cine saluți, Miruna? Desigur, în primul rând, pe părinții mei, bunicii mei și sora mea și pe domnul Marius Dochița, care m-a ajutat și m-a susținut și pe toți telespectatorii. Toți sunt frumoși, domn profesor, bine, în frunte cu dumneavoastră. Frumoși, uite, eleganți. Mulțumim. În Cașvana sunt oameni foarte frumoși, oameni harnici, oameni gospodari. Talentați. Dumneavoastră nu cântați? Nu, eu doar am dansat, am fost 5 ani component al ansamblului studențesc Arcanu, de mic am fost membru al ansamblului Stejarul, dar am rămas la pasiunea mea, nu mă bag peste profesioniști cei, și cei care au voce. Dar bine, dacă nu cântați, ar trebui să dansați. Sau numai instruiți. Dansez și dansez și instruiez, dar astăzi las discipolii, da, să se prezinte. Le oferiți lor scena. Șansa, da. Bine, domn profesor Iulian Ciotu, așadar, atunci dacă nu dansăm, nu cântăm, eu zic să ne retragem și să-i urmărim pe membrii ansamblului Stejaru, pe Gheorghe Bârgăoan și pe Miruna Moroșan cântând și încântându-ne sufletelele. Muzica! Oh,
frate și radiat. În vară te duci la vior, că și iarna la șezător. Să-ți cânt bucovine pământ sfânt. Noi ca tine colți de rai, cu oameni în dul și grai. Tu ești cântec de alinare, cu paduri și cu izvoare, cu oamenii de omenii, cu joc și cu veselie. Tu ești cântec de alinare, cu paduri și cu izvoare, cu oamenii de omenii, cu joc și cu veselii. Tu ești plai cu rugăciunii, despre tine lumea îi spune măi. Soare n-ai pe lumea sa manari, codri cu braz și stejari, și cu oameni gospodari. Când îi zâdi sărbătoare, te-ți floare lângă floare, cu came și lii din ladă, lăsat lumea să-i vadă. Când îi zâdi sărbătoare, te-ți floare lângă floare, cu came și lii din ladă, în sat lumea să-i vadă. Mândri-și poartă straielii și frumoase-s fetelii. Și-o-i mai cânta, plaiul meu nu l-o-i uita. Și-am să dau lumii de vesti, ca Bucovina nu este. Cine o vinit la noi, greu s-o mai dus înapoi. Mai rar oameni ca așa-iși, și la vorbă cu lipiși. Cine o vinit la noi, greu s-o mai dus înapoi. Mai rare oameni ca așa ești, parcă spui că au lipiș. Așa-s eu și neamul meu, să ne țină Dumnezeu pe pământ bucovinesc. Așa, măi! Busuioc la șingătoare, ram tiri diri diri dira ira. M-am prins în și mare, ram tiri diri diri dira. Lângă tineri și bătrâni, ram tiri diri diri dira ira. Jucăm hora din străbuni, ram tiri diri diri dira. Hai da arată și arată și ai ra ira ira ira. Tot cât e un frăcău și o fată, uite ea ca așa. We'll be right back.
basu mărunță, ram tiri diri diri dira. Doi la stânga și înapoi, ram tiri diri diri dira ira. Și voi ce uiți flăcăi, ram tiri diri diri dira. Mai scriv că ar nu te lăsa, așa era, 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 era. Cântă până s-a săra, uite ea ca așa. Șumbujor, eu sfișorul horilor, horilor și fetilor. Măi diri-diri-diri, dam-dai dara, horilili când cu foc, fetilili-n bătă-n joc, ziceți voi de n-am noroc. Măi diri-diri-diri-dam, eu scăși vă ne-am folos. Măi diri-diri-diri, dam-dai dara și la joc, mă țâmbățos. Măi diri-diri-diri-da, știu juca și chiuie. Măi diri-diri-diri, dam-dai dara, din calcâia tropăie. Măi diri-diri-diri-da, și hai la joc pe îndeleti, hai da și plăcăi și feti. Verde dumolit, din Cașvana am venit, se vă pun pe învârtit. Măi diri-diri-diri, dam-tai dara, că de-acum ați văzut, eu la joc îți priceput și zbun la pitrecut. Măi diri-diri-diri-da, hai acum te sperând. Măi diri-diri-diri, dam-tai dara, cu bătaie la pământ. Măi diri-diri-diri-da, și din gură chiuiți. Măi diri-diri-diri, dam-tai dara, nu mai stați la gar coptiți. Și iar verde foi de linti, tătă lumea joc să intri. La Cașvana sat, jocul merge scuturat, scuturat și îndesat. Măi diri-diri-diri, dam-tai dară, ia ca așa îl joc și eu, tot așa și neamul meu, hai și voi că nu-i greu. Măi diri-diri-diri, dam, jocul meu bucovinesc. Măi diri-diri-diri, dam-tai dară, bine știu să stăpânesc. Măi diri-diri-diri, da, și să uită mândrili. Măi diri-diri-diri, dam-tai dară, cum îmi mărg pișoarele. Măi diri-diri-diri, da, fetilor, dacă vă plași, hai și voi la joc în coași. Uite așa, uite-o juca, cu fișor de sama mea și cu fete alăturea. Măi diri-diri-diri, dam-tai dara, o juca bătutili și-o sări și-o chiuie. Dar nu mai da că te-ai trăi, măi diri-diri-diri, da, tinerel-s tinerel. Măi diri-diri-diri, dam-tai dara, dar în loc nu stau de fel. Măi diri-diri-diri, da, ori la mândri, ori la joc. Măi diri-diri-diri, dam-tai dara, tot mă duc și tot mă-ntorc. Măi diri-diri-diri, da, și iar verde trimușcati, hai cu jocul mai departe. Și-o-mi juca și nu ne-o-mi da, că așa e în Cașvana mea, opa așa și numai așa. Opa așa și nu lăsa! Ei, ce fain ne distrăm noi, bineînțeles, ansamblu, stejarul. Hai lângă mine, unde fugi, unde fugi, Doamne? Dar ce înalt ești, la fel, precum stejarul. Exact. Nu? Exact, da. El este Gheorghe Știrbu, talentat, la fel ca și colegii lui. Mulțumesc. Am înțeles că vrei să, să saluți și tu pe cineva de acolo din fața micului ecran. Da, aș dori să le transmit în primul rând salutări părinților mei, surorii mele, frățiorul meu și în ultimul rând aș dori să le transmit salutări domnului Răzvan Mitoceanu, care mi-a
făcut toate piesele, orchestrațiile, și doamnei profesoare Elena Simenesi, care m-a pregătit pentru a vă prezenta piesele. Ați văzut, dragi spectatori, cum mă uit la el, așa, de jos în sus, e frumos, înalt, talentat, la fel ca toți membrii ansamblului Stejaru. Scumpilor, eu zic așa, să luăm o scurtă pauză de publicitate, pentru că membrii ansamblului trebuie să-și schimbe puțin ținuta, mai au o surpriză pentru dumneavoastră. Luăm publicitate și revenim, nu plecați! Am revenit, bunicuțe și bunici, surioare, frați mai mici, v-am promis că în această seară veți avea parte de surprize de surprize. Domn profesor, ați uitat să vă luați microfonul, pentru că mai vreau să stau puțin de vorbă cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați făcut posibilă această emisiune, această întâlnire. Noi vă mulțumim foarte mult că ne-ați dat prilejul să evoluăm în studioul dumneavoastră. Cu mare, mare drag vă aștept de fiecare dată și v-am promis că o să vin odată acolo la cumătra mea, la Laura Haidău, și de acolo unde ne invitați dumneavoastră să facem niște filmări. Chiar să vă așteptăm și pe această cale aș dori să-i mulțumesc foarte mult doamnei Laura Haidău, care ne-a făcut posibilă venirea astăzi cu ansamblul Stejaru la dumneavoastră. Cu mare drag. Îi mulțumim pentru colaborare și pe dumneavoastră vă așteptăm cu drag în Bucovina. Mulțumesc! Ansamblu Stejaru din Cajvana, să știți că toți membrii din ansamblu sunt pregătiți să ne mai danseze un joc din Bucovina. Da, o suită montată de maestru Costinel Leontei, mulțumesc pe această cale. O suită formată din Bătrâneasca, din Frunza Nucului, Fudula și o Țărănească. Și apoi o să ne bucurăm și de câteva cântece frumoase, de exemplu Miruna Pascar este pregătită. Miruna, bine ai venit! Bine v-am găsit! Ești pregătită să ne cânti după ce ne dansează colegii tăi? Da. Ce ne cânti? O melodie, melodia mea, Hora din Cajvana. Hora din Cajvana. Ia uitați, domn profesor, toate vin din Cajvana. Ai salutat pe cei de acasă, pe mămica, pe tăticul? Da, aș vrea să salut familia, părinții, bunicii, fratele și toată familia. Și pe toți cei din Cajvana. Și doamne profesoare Gabriela Morar și Diana Sacalioc. Și Miruna, să știi că o să te îmbrățișez, să nu mai ai emoții. Dragilor, la mine la emisiune nu trebuie să aveți emoții, pentru că întotdeauna întâlnirea cu mine e așa, o întâlnire între prieteni și cu telespectatorii noștri. Și telespectatorii ne sunt prieteni, să știți, domn profesor. Ne bucurăm. Sunteți convins, da, nu? Cum să nu? Ei, mergem acum mai departe cu suita de dansuri, apoi ne cântă Miruna Pascar și revenim cu alte surprize. Let's go.
dășvănar, lume dragă, lume, știi că-i vernic gospodar, lume dragă mea. Și la lucru a lucra, lume dragă, lume, și la horă a juca, lume dragă mea. Și să jucăm ca la cașvana, să nu crească buruiana. Sper că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră. Să știți că am cam ajuns la finalul ediției de astăzi. După emisiune, după încă o suită frumoasă în interpretarea ansamblului Stejarul, va urma aducător de bucurie cu părintele Emilian Prodan. Vă mulțumim, domnul Iulian Ciotu, pentru că ați fost prezent împreună cu ansamblul dumneavoastră la noi la emisiune. Vă mulțumesc și eu foarte mult și vă mai așteptăm și noi cu drag la Cașvana, în Bucovina. Eu mi-aduc aminte că dumneavoastră ați fost odată la un bal al bobocilor în 2003 sau 2004, dar caut afișul și vi-l trimit. Se poate, eram pe la începuturile mele, cred că pe atunci cântam și muzică dance, pop, nu știu, ceva de genul. Dar o să mai vorbim noi în culise, pentru că acum timpul nu ne mai permite. Dragi telespectatori, nu uitați după emisiunea Aducător de Bucurie cu părintele Emilian Prodan. Vă mulțumesc, dragii mei, membrii ai ansamblului Stejarul din Cașvana. Mulțumim, domn profesor, mulțumim telespectatorilor pentru că au fost alături de noi. Mulțumim echipei Etno TV. Cu mine vă revedeți luni de la ora 17 la dedicații cântece pentru cei dragi în direct. V-am țucat de nu vă vedeți! Și acum, dans! Zii ce-o fumei! Pe frunze verde s-o zepești. Păi uite ce-o frunze pornești. Ce-o fui colea, îți-o fui mațe la mândra, la mândra mulce vitele, îți-o fui mațe la pile.
Căciofule mâncate ar boală, adică spanalea la oală. Fă oala și cu lapile, să sparie pedile. Și am strâns-o eu în clăi, și-am crezut că vii.